Imaginile virale vin din vestul țării. Un tânăr s-a gândit să dea lovitura, așa că a decis să fure, în văzul tuturor, un bancomat de criptomonede. Întâmplarea, surprinsă pas cu pas de camerele de supraveghere, a avut loc într-un mall din Timișoara. Pentru că tânărul s-a comportat extrem de natural, nimeni nu a bănuit nimic. Bancomatul a fost furat de un tânăr în vârstă de 19 ani. Acesta a scos aparatul din priză și l-a cărat până la mașină cu un utilaj de transportat paleți. Firma care deținea bancomatul a anunțat dispariția aparatului doar a doua zi. După ce au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, polițiștii l-au găsit pe hoț și l-au ridicat dintr-o casă din localitatea arădeană Vinga. Ofițerii au recuperat și o parte din bani, peste 180.000 de lei. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.